O întrebare pentru toți fanii noștri după YouTube. Ce-a apărut prima oară? Ouă sau găina? Asta. Ouă sau găina? Ce-a apărut prima oară? Ce întrebare? Da, și răspundă-mi oamenii, că eu sunt dilemă. Eu nu știu ce a apărut. Ouă sau găina? Vă salutăm pe toți de aici de la Otutusian. Astăzi vom face un vlog. Un vlog mai... un vlog mai hasliu, nu? Da, mă. Da, astăzi vom face un vlog mai interesant. Vom avea un BMW seria 5, motor de 2 litri. Se va efectua lanțul de distribuție, patinile întinzătoarele. Așa că urmează să-l băgăm în serviciu, să ne apucăm de mașină, să o desfacem. Matiu va fi cel care va face această lucrare, așa că îi dorim să... Cât lucrează, bă, omul ăsta? Hai de viața mea. Bă, Beni, mai ia o pauză din pătru ceva. Bă, trage și aer, mă. Bă, Beni. Bă, lasă Facebook-ul. Lasă, bă, că am să postează, bă. Păi, Ioane, filmează-i capul, Ioane, cât de mare-i. Ioane! Ioane! Te filmează, bă! Hai că vin afară, că nu te auzi. Hai, bună ziua, bun venit la viața asta. Da, hai la țigară. Bă, duci că fumul tot de țigară cu tot. Bă, dar tu nu fumezi? Nu. De ce? De ce ești negru pe față? Nu știu că ești dalmat de rețet. Da. Ce zici, ce faci lucrări, Ani? Ce lucrări? Mas. Amu? Dar în general, uite, și nici o mașină. Bă, nu vorbi prostii, mă, că ăsta ți-l ia și în gură dacă e până acolo. Da. Uite, bă, bă, uite pe Beni, mă, nu-i vezi? Zice că lucrează, că ține cu firma. Ușor, ușor că ți-i nenorocești. Încet, nu lucra atâta cât că tu ceva. Alo! Nimă, nu mai poți scoate de la lucru, bă. Cât lucrează, bă, omul ăsta? Hai de viața mea. Bă, Beni, mai ia o pauză cât că tu ceva. Bă, trage și aer, mă. Bă, Beni. Bă, lasă Facebook-ul. Lasă, bă, că am să postează, bă. Așadar, facem o mică pauză la lucrarea cu BMW-ul și vreau să vă reamintesc totodată cu concursul de pe giveaway, da? Link-ul aveți în descriere. Puteți să câștigați un schimb de ulei gratuit, ulei cu toate filtrele. Tot ce este nevoie este să vă abonați la canalul nostru de YouTube Autotusian.
Și într-un final această mașină este gata, la care am efectuat lanțul de distribuție și revizia la motor. Să nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube Auto Tucian. Și să nu uitați să lăsați în comentarii răspunsul ce a apărut prima oară, oul sau găina.